Bun găsit tuturor! Sunt Doina Țetcu, fotograf și reporter amator. În ultimii 30 de ani, de când România și-a început călătoria pe drumul democrației, am participat la mai multe evenimente, unele care au făcut istorie. Vă invit la filmulețul pe care l-am realizat dintr-o șiruire de fotografii, unele având valoare de unicat, cum sunt cele cu elicopterul care a decolat de pe acoperișul clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în care se aflau soții Ceaușescu, care fugeau din fața mulțimii furioase în ziua de 22 decembrie 1989. Readucerea aminte a evenimentelor istorice petrecute este un îndemn de participare, de implicare activă în viața cetății, bazată pe un simț civic. Vă invit la film!